Exact cum spuneam, surpriză. Și acum surpriza a apărut dintr-un câmp cu lavandă. Surpriză. Maria Săpușă. Maria, mă bucur că ai acceptat invitația. Mă bucur că m-ai invitat. Culmea e că tu ai venit fix de la filmări. Da. Da. Sunt tare curios să-mi spui, făcând așa o mică paralelă, și o să începem cu asta, pentru că evident lumea vrea să cunoască îndeaproape și mult mai bine acest nou serial, care deja e de câteva săptămâni bune pe post. Vrem să ne spui cum e pentru tine cel de-al doilea proiect. Cum e să treci de la Mara la Ioana? Sunt foarte multe trepte de, cred că, de urcat de la Mara la Ioana. Ena. Da, sunt foarte diferite, sunt extrem de diferite. Adică a venit proiectul ăsta la mine cu brațele deschise, eu l-am îmbrățișat și așa mai departe, dar adică când am aflat despre rol și ce trebuie să joc, m-am speriat un pic, n-am de ce să te minți. Că nu mai fată de preot, nu știu cum e să fie. Măi, am avut o adolescență, adică, bine, cumva cred că încă ies așa, acum ies treptat din această adolescență mea, dar am fost super libertină, părinții mei nu au niciodată ce trebuie să fac, adică doar m-au ghidat și atât. Și atunci a trebuit să-mi imaginez cum ar putea să fie, că nici n-am avut prietene sau prieteni sau așa. Bine, acum cred că s-au mai schimbat vremurile, adică nu e ca acum mai mult timp. Corect. Adică valorile sunt sigură că rămân, dar sigur nu se mai abordează cu aceeași strictețe să fii copil de preot. Dar am acceptat provocarea, acum sunt extrem de fericită cu ce am lucrat și cu ce a ajuns Ioana până acum. Noi, din păcate, nici nu putem să spunem prea multe. Voi ați filmat deja, sunteți departe, dar noi abia am început să descoperim primele poveste. Primele etapă, să zic, primele episoade sunt jucărie, pe lângă ce va urma. Da, îmi plac aceste spoilere. Nici aș vrea să zic atât de tare. Totodată stau să mă gândesc la situația personajului, într-adevăr, și la munca ta pentru acest rol. Fiind adolescentă, îndrăgostită, știu, cu iubirea, jos și cu Juno, poate că trebuie să te ascunzi de tatăl tău și așa, dar trebuie. Totuși sunt trăiri pe care orice adolescent le are și le simte, mai ales când e îndrăgostit. Așadar, cred că e și o chestie facilă acolo, adică cât de greu poate să fie. Și plus că, revenind la ce spuneam mai devreme, e o provocare, știi, dacă nu e amploa, e cu atât mai frumos, că trebuie să te gândești cum ar fi fost dacă părinții mei erau așa stricți. Clar. Da. Spune-mi, în schimb, cum e să lucrezi cu tăticul tău, Claudiu Istodor. Măi, ce pot să zic, la început chiar mă speria un pic. Mă intimida. Intimida, exact. Mi-ajută foarte mult și vocea în această chestie. Dar odată ce ajungi să-l cunoști, e un om foarte, foarte drăguț, adică cu care poți lucra foarte ușor. Mă lasă să mă apropii de el, adică poate să existe niște bariere atunci când trebuie să joc fică și că trebuie să... E clar că există niște, că poate să existe niște bariere când trebuie să joci o relație familială cu cineva. Da. Dar nici la început nu cred că s-a simțit chestia asta, că... El e și foarte deschis, chiar dacă într-adevăr pare așa foarte intimidant când îl vezi super înalt cu vocea de desene animate. Da, și este. N-ai cum. Dar el e un om extraordinar. A fost și tatăl meu, deci vezi, ai ocazia să fie și tatăl tău. Exact, exact. Da. Deși Amza e mare golan, nu cred că, nu știu ce șanse erau. Dar în fine, revenind la noul serial de pe Antena 1, sunt tare curios, Maria. Dacă acum tu, fiind în postura de, mă rog, nu veteran neapărat, dar totuși al doilea proiect, adică ai căpătat o relaxare, dacă acum, jucând cu noua distribuție, cu tinerii care sunt și ei la primul proiect de altfel, dacă ai reușit să-i ajuți, să le dai niște sfaturi și le spui, hai, puteți să o relaxați, că uite, și eu am trecut prin asta. Mai nu prea am avut atitudinea asta, adică, deși al doilea proiect, cumva am păstrat aceeași atitudine, adică și eu eram, mă simțeam de parcă sunt la primul proiect. Corect, și am început la fel, cu la fel de multe emoții ca și ei, adică m-am simțit în aceeași postură cumva, pentru că la fel, deși aveam încă un proiect în spate, cumva era și prima oară când îi cunosc eu pe ei și pentru mine, doar pentru ei. Eu și dacă am experiență într-un anumit domeniu sau pe un anumit subiect, nu îmi dau cu părerea decât dacă mă întreabă cineva, sau cel puțin încerc de cele mai multe ori, nu știu dacă mi-iese acum tot timpul, că uneori mă mai agura pe dinainte. Dar nu cred că am început toți de la același star, știi, nimeni, n-am mușcat din brânză. Deci, nu mi-aduc aminte să fie... Dar, uite,
dacă e să ne ducem pe cealaltă parte a baricadei, tu la rândul tău îi întrebi pe actorii mai mari cu care joci, că n-ai, și cu Magda Catone și cu Claudiu Stoiu, le cer sfaturi? Adică te duci să spui, nu știu cum să joc aici sau... Teoretic, nu cred că m-am dus niciodată, știi, cum aș putea să fac aici, ce să schimb aici sau așa mai departe. Mai degrabă, cred că stau și privesc din umbră, adică toate chestiile pe care simt că le-am deprins de-a lungul proiectelor, proiectului și așa mai departe. Cred că au fost doar pentru că am fost atentă și, mă rog, mici chestii din... sau chestii pe care le-am observat eu și mi-au plăcut și cumva le-am preluat și clar. Se fură meserie, se fură, adică... Mai pe românește asta e, că am furat meserie de la ei, dar nu cred că m-am dus niciodată să... Oricum nu cred că poți să aplici exact pe tine ce ar face o altă persoană, pentru că oricum fiecare vine cu tehnica lui, cu metoda lui și așa mai departe. Vreau să întrerupem acest subiect, doamnelor și domnilor, pentru că vreau să ne ducem puțin așa în copilărie și vreau să îmi dau seama și să își readuc aminte și telespectatorii care poate n-au văzut că Maria a mai fost invitată la noi la emisiune și a mai povestit la un moment dat despre cum s-a născut pasiunea ei pentru actorie, dar ne ducem și mai mult și vreau să începem cu copilăria. Te rog, spune-mi ce-ți doreai tu, Maria, să fii când o să fii mare. Mamă, mi-am dorit foarte multe chestii să fiu, nu știu, adică făceam o groază de chestii când eram mică. Când m-am apucat de handbal, că ăsta e primul sport pe care l-am făcut. Ok, erai mică, la modul mică? Adică... Mică nu, eram cred că clasa 3-a, 4-a. Ok, deci erai mai măricică, ok. Eram măricică, dar așa de când eram foarte, foarte mică, nu mi-aduc aminte să fi avut vreo înclinație anume spre ceva. Când m-am apucat de handbal, am zis că o să fac sport toată viața, să fiu handbalistă. Mi-a trecut handbalul, am intrat clasa 5, am fost la școala populară de arte, făceam pictură, design și așa mai departe, desen. Am zis că mă fac designer vestimentar, că mă fac pictoriță, că... Deci ai trecut prin multe. Apoi am făcut volei și am zis că mă fac voleibalistă. Apoi am intrat la liceu și așa s-a născut. Și ai zis că te faci liceistă. Mă fac liceistă, nu liceistă, n-am fost niciodată, să știi, adică nu a fost. Liceul pentru mine a fost o perioadă interesantă, au fost multe lucruri, dar mai puțin școală. Am înțeles. Dar nu într-un mod rău. O să aprofundăm subiectul ăsta. Nu într-un mod rău, am fost, cu toate astea am avut medii foarte mari în liceu, adică am adică nu veneau nici profesorii, practic, și atunci normal că mediile erau mari. Nu pot să vorbesc despre liceul meu. Că în ultimul an de liceu, în clasa 12 pe la jumătate, am dat kicks ca lumea vreo câteva luni pentru că începusem filmările pentru camera și atunci n-am cum să le reproșez nimic, că au fost tot super ok și dirigul și profesorii mei și așa. Uite, le mulțumesc. Doamna de română nu mai știe cât am dormit în orele. Tu erai la liceu? Da. Când ai început camera? Da, eram în aprilie, cred că m-am mutat la București. Oare e nasol? Eu nu știam. Sunt dovadă vie. Mi se pare foarte tare acest interviu cu Maria. Deci tu erai la liceu. Da, eram clasa 12-a. Aveam bacul, am lăsat de meditații. Am fost la ore. Ba chiar vorbisem cu doamna Ruxandra. Bine, și ei știau, evident că aveam bacul. Era cu atât mai mult presiune că trebuia să-l iau, adică... Da, normal, normal. Așa, și chiar au făcut o scrisoare specială către liceu ca să înțeleagă că e o chestie serioasă, nu e doar așa. Amintiri pariu cu viața, jur. Mi-a adus aminte că așa, fix așa am prins eu, eram aproape cu toții, eram la liceu. Da, exact. Wow, cât de tare. Da. Și uite că mai legat de întrebarea de mai devreme, că acum mi-am dat seama... Dacă am dat sfaturi sau așa, Sara, care joacă pe Maria în serial, a fost clasa 12 când am început, adică era clasa 12 când am început proiectul și când am văzut-o mi-am adus aminte fix de mine, cum eram cu dosarele, cu toate alea, cu așa, că eram peste tot, dar adică nu m-au ajutat la nimic, n-am învățat niciodată la filmări, eram prea preocupată. Mai citeam, dădeam un ochi, dar... Pasiunea primează, asta e clar. Pasiunea primează și până la urmă s-au încheiat cu bine, adică bacul am luat. Trebuie și proiectul. Te rog, Maria, vreau să-mi spui așa. Eu știu, spre rușinea mea nu știam că erai la liceu, dar totuși știu. Știi alte lucruri. Exact, că ai făcut parte într-o trupă de teatru în liceu, nu? Da. De unde până unde? Spunem dacă a fost o consecință a pasiunii pentru actorie sau acolo s-a născut fiind în trupa respectivă? Nu era o pasiune pentru altceva. Cred că am mai povestit chestia asta o dată. Zi-mi, te rog, că nu erai îndrăgostită de un băiat. Ba da, dragi telespectatori. Sunt și bun.
Da. Deci te-ai îndrăgostit și ai zis, hai, mă scriu și da, eu. Da, de fapt, în trupa de teatru, trupa de teatru avea, cred că, vreo 6-7 ani de când exista. Da. Pusese fratele meu înainte, adică el a cochetat înaintea mea cu actoria. Okay. Și eu mergeam la el la spectacole, în poveste de repetiții, așa, dar nu am dat niciodată importanță. Și cred că în toamna clasei a noua mi-a zis, haide că au colegii spectacol, să mergem să-i vedem. M-a dus în culise. În culise... Era Ulise? Era Ulise. Exact. Așa. Și apoi au apărut preselecțiile pentru trupă. Okay. Mai târziu sau. Prima așa. Pe listă, Maria. Măi, nu, să știi că am fost foarte greu de convins. Am fost, adică, în seara dinainte preselecțiilor mi-am pregătit un monolog, Bucăți de suflet, wow. Se numea, așa cum mă țin minte, pe care, Doamne, săracul fratele meu, cât nervi a putut să-și facă cu mine. N-aveam nicio treabă. Cântam textul, nu-l țineam minte. Eram... Mame, fost, normal. Adică n-aveam absolut nicio treabă. Da, mă născusem cu creionul în mână, știam să desenez, să fac rochiuri și așa mai departe. În niciun caz să spun chestii de pe foaie. Și am fost la preselecții, culmea, am intrat prima în trup atunci, da. Și apoi, când am început, am avut un workshop de 2 săptămâni, după care se hotărea cine rămâne în trupă. Da, da. E, n-am rămas în trupă, pentru că nu eram o persoană deloc deschisă și eram foarte inhibată, adică nu chiar nu era pentru mine. Ce chestie, parcă vorbești apoi, de altă persoană. Da, nu, okay. Chiar nu... Îmi aduc aminte acum că nu puteam să-mi, uh-huh, să-mi, uh-huh, dau frâu liber, să mă las. Okay. Așa, se face, se închid preselecțiile, copiii care au rămas în trupă au rămas în trupă și se hotără să facă Îmblânzirea Scorpiei de Shakespeare. Și mai aveam nevoie de personaj la rolul colectiv. Au scris persoanelor care au rămas sub linie. Așa, haideți, mă, veniți. Bine, hai. Am zis, bine, hai. Și după anul ăla, nu știu ce s-a întâmplat, am fost la o groază de workshop-uri, ne-am închegat ca și trupă, uh-huh, s-a legat o chestie foarte frumoasă, am fost o generație super mișto, acum că au trecut 4 ani de atunci și încă ținem legătura, sunt pe la facultăți, joacă chestii, sunt tare mândră de noi. Atunci, după anul ăla, s-a schimbat totuși. La mine, bine, între timp, adică a durat foarte puțin cu îndrăgosteala pentru care am ajuns acolo. Nu contează, sclipirea a fost dată atunci. Da. Și foarte acum, drăguț. Uite că sunt, cred că mai zis asta, sunt mai îndrăgostită de ce fac acum decât